Vreau să știu, că începusem și mai devreme, dacă ai luat cursuri de să tragi cu arma sau știai. Pentru că te-am tot văzut cu niște pistoale pe acolo. Da, știu să trag cu arma. Am fost la poligon de multe ori. Pentru că cumva necesitatea de a ști să ții pistolul în mână este foarte mare, pentru că joc în filme sau în proiecte de genul ăsta. Am făcut șchelării, adică am făcut niște lucruri pentru a mă pregăti, care în momentul ăla nu erau necesare, adică nu le aveam, nu trebuia să le știu atunci. Dar de obicei, ca actor, e bine să te pregătești pe mai multe domenii. Adică e bine să ai un corp armonios, e bine să știi să faci anumite lucruri, să poți să te miști cum trebuie. Pentru că la un moment dat lucrurile se aglomerează atât de mult încât nu mai ai timp să te duci să înveți să tragi cu pistolul, să arunci cu cuțitul, de exemplu, cum am avut nevoie în Loverboy. Trebuia să arunc cu cuțitul la țintă. Adică sunt niște lucruri care necesită timp, necesită calm și ai nevoie de ele. Și dacă ții pistolul cum nu trebuie să-l ții, tot corpul ți se modifică. Pentru că siguranța de a ține pistolul, de exemplu, în mână și tu știind că știi să ții pistolul în mână, tu având această informație, îți modifică tot corpul și îți ajută interpretarea rolului. De zi, tu ai fost așa de organizat tot timpul, așa este firea ta sau te-ai modelat? Uite cum ziceai tu, că în puținul tău timp liber faci niște lucruri care să te ajute pe viitor. Așa ai fost dintotdeauna sau de când ai început cu actoria și ți-ai dat seama că lucrurile astea te pot ajuta? După ce am început cu actoria, de când mi-am dat seama că lucrurile nu funcționează pentru mine dacă le țin aleator. Uh-huh. Dacă le fac aleator. Adică, aolo, trebuia să fac aia sau aolo, trebuia să fac aia. Chestia asta pentru mine nu funcționează. Am încercat-o, n-a funcționat, mi-am dat seama că am pierdut foarte mult timp prețios pentru că nu am făcut acest lucru, adică nu mi l-am așezat și pentru faptul că nu l-am așezat am pierdut foarte mult timp, mi-am dat seama că, băi, undeva e o problemă. Pentru că dacă lucrurile nu merg în direcția pe care tu o dorești, da, undeva e o problemă. Ori nu percepi tu situația, ori nu ai făcut ceva ce trebuia să faci pentru a merge în direcția dorită. Și la un moment dat mi-am dat seama de lucrul ăsta și am început să devin extrem de organizat. Evident că exagerez acum. Adică extrem chiar de organizat? Nu, poate. Dar e bine că măcar știi când ai puțin timp liber să știi cum să-l gestionezi. Știi? Să nu păi n-am te timp liber, asta e și ideea. Cum? Nu-mi place să am timp liber, nu.